noi suntem suma interacțiunilor neuronale. Adică felul în care mâncăm, dormim, iubim, dansăm, orice, dar absolut orice, este rezultatul interacțiunii celor peste 86 de miliarde de neuroni în creierul nostru, care fac peste 60 de trilioane de conexiuni. Aici este tot. Foarte important de spus că noi nu vindecăm, doar Dumnezeu vindecă. Noi nu vindecăm. Noi ce facem, de fapt, ne ajutăm clienții să acceseze resursele interioare ca să se autovindece. Să poată singuri să gestioneze cum trebuie contexte. Și am avut clienți care au avut rezultate foarte bune în a ameliora sau chiar a elimina simptome precum depresie, anxietate, tinnitus. La copii avem autism, ADHD, chiar și la adulți ADHD. Astăzi fac cunoștință cu creierul meu. Sunt tare curioasă dacă vrea și el să facă cunoștință cu mine, să vedem ce va spune despre mine. Haide! Înțeapă, nu știu, pișcă, curentează? Nu. Este o cască fără gel, un prototip, care se pune pe cap încet, cu duhul blândeții. Ok. Și pur și simplu are niște senzori care colectează semnalul. Nu înțeapă, nu pișcă, nu curentează, nu nimic. Numai aici. Și cât trebuie să stau cu această cască pe cap? 10 minute. Iar acum astea le vom lipi aici. Acești senzori de aici, fără gel, e un prototip, o cască prototip foarte, foarte puternică, pe care o folosim cu succes. Acești senzori captează semnalele din creier și ne permit nouă să vedem exact cum anume se leagă neuronii. Aceste informații sunt absolut vitale pentru a putea dezvolta apoi un protocol de antrenament neuronal personalizat, fix pe specificațiile creierului clientei noastre. Dar se pot descoperi și afecțiuni mai grave, cum ar fi un posibil AVC, un, nu știu, tumori și alte... Nu se pot descoperi tumori. Noi ce facem este să vedem exact cum anume s-a adaptat creierul pentru a putea gestiona un context traumatic. Ajutăm clienții să poată să acceseze resursele interioare, să-și controleze creierul, astfel încât creierul să găsească singur soluțiile pentru a putea ieși din disfuncțiile respective. Pe noi ne interesează felul în care creierul comunică, cât de disfuncțional comunică și mai ales cum putem să-l ajutăm astfel încât să aibă un șablon de comunicare eficient, care se traduce prin creșterea calității vieții și ameliorarea sau chiar eliminarea disfuncțiilor. Cel mai tare mă bucură faptul că, datorită acestei noi tehnologii, voi putea scăpa de frica de înălțime, de, mă rog, diverse alte frici, nu vreau să vi le spun chiar pe toate acum. Păi, hai să-i dăm drumul.